Schimbările sunt fantastice. Da, orice copil cu autism, indiferent de cât de afectat este de această tulburare, fiindcă sunt copii care sunt mai puternic afectați sau mai puțin afectați, sunt și acei autiști înalt funcționali unde coeficientul de inteligență este foarte mare, dar au probleme pe partea de socializare și comunicare, dar indiferent de gradul de afectare, orice copil cu autism, dacă beneficiază de terapii care să fie țintite pe copilul respectiv și care să înceapă cât mai devreme posibil, are o șansă de a evolua, de a fi mai bine. Acum sunteți în măsură să dați sfaturi. Ce ar trebui să facă un părinte care aduce pe lume un copil și descoperă această afecțiune? Da, eu pot să spun ce am făcut eu. Așa cum spuneam, am conștientizat că există această problemă. Sunt, din păcate, mulți părinți care evită să recunoască că al lor copil are o problemă și atunci, dacă nu recunoaștem problema... Pentru care aceștia nu recunosc? Sunt mulți care probabil cred că îi va afecta pe plan profesional sau care pur și simplu și-au imaginat copilul lor altfel și atunci cred că le este greu să ajungă în societate și printre prieteni să spună, să recunoască sau poate se tem de faptul că vor fi respinși de cei din jurul lor. Dar atât timp cât noi nu conștientizăm această problemă, nu vom putea să ajutăm copilul. De asemenea, trebuie să fim puternici, fiindcă nu este ușor, drumul va fi greu, trebuie să știm acest lucru și să ne înarmăm cu foarte multă răbdare, fiindcă în autism achizițiile durează. Când zicem achiziții? Când zicem achiziții, înseamnă chiar drumul pe care va trebui să-l parcurgă copilul meu până va reuși să se încalțe singur sau până va reuși să mănânce un anumit aliment. Deci sunt lucruri simple care un copil tipic le face automat, le învață automat din jur, dar pentru un copil cu autism înseamnă multe, multe ore de terapie. Suntem în cea de-a doua parte a emisiunii. Haideți totuși să vă întreb. Cine este Carmen Gherca? Cine este Carmen Gherca? Este o mamă, o soție și o colegă bună, sper eu. Da. Da. Nu cred că sunt o persoană specială, ci doar o persoană căreia viața i-a adus multe provocări și care încearcă zi de zi să treacă peste acestea și să devină un om mai bun. Cam atât. În fiecare zi faceți lucruri bune pentru acești copii și în fiecare zi sperați, aveți speranța că vor fi în limitele normale ale vieții. Da, încercăm. Știți cum, pentru noi, părinții care au acum copii mari, copii așa cum este al meu, de 25 de ani, copii care, iată, au devenit adulți, bine, pentru noi tot copii rămân, speranța este să-i vedem în siguranță atunci când noi nu vom mai fi și de aceea încercăm să găsim soluții pentru a avea un loc al lor. Ne dorim un centru multifuncțional, să spunem așa cum am avut ocazia să văd în străinătate, unde adulții cu autism locuiesc după ce părinților îmbătrânesc sau nu firesc, pleacă dincolo, că aceasta este viața. Locuiesc, muncesc, desfășoară diverse activități, practic acolo sunt acasă și sunt ajutați să trăiască o viață demnă, sunt respectați acolo unde trăiesc și practic asta ne dorim și noi pentru copiii noștri, fiindcă nu e așa, fiecare părinte își dorește ca atunci când
pleacă de pe acest pământ, să știe copiii în siguranță. Asta ne dorim și noi, numai că pentru noi este mai greu, fiindcă copiii noștri nu își pot face ei singuri un viitor în siguranță. Trebuie ajutați. Iar aici cred că este foarte important să se implice și autoritățile, fiindcă este foarte greu, deși noi ONG-urile, majoritatea înființate de părinți, să știți, încercăm să oferim astfel de servicii, servicii pe care în alte țări le oferă statul. Este foarte greu să susții pe timp îndelungat aceste servicii și mai mult să poți susține un astfel de centru multifuncțional, rezidențial, în care acești tineri să locuiască până la sfârșitul vieții. Pare un vis, dar... Da, pare un vis. Mai vedem în jurul nostru exemple. Chiar colegii de la Brașov încearcă acum să construiască un astfel de centru și noi îi susținem și ne rugăm să reușească și să vină ziua, să vină ziua în care și vom putea replica acel exemplu și la noi la Iași și în alte orașe din țară, fiindcă nevoia este foarte mare. Primesc multe telefoane de la mame care sunt în vârstă și care îmi spun ce să facem, ce soluții avem, cum credeți că vom proceda. Unele sunt dispuse să-și lase casa unor fundații sau autorităților. În schimb, siguranței ca copilul respectiv va fi acolo în siguranță și va fi o persoană care să îl aibă în grijă. E greu, dar nu imposibil, fiindcă, așa cum vă spuneam, am văzut astfel de modele de bună practică în țări ca Olanda, ca Luxemburg, Portugalia și cu siguranță exemplele pot continua, unde acești tineri nu numai că locuiau sau munceau, ci chiar m-a impresionat acel exemplu din Olanda, unde comunitatea venea în întâmpinarea tinerilor. Ei aveau acolo o cafenea unde cei din localnicii din jur veneau și serveau cafeaua împreună cu acești tineri sau cumpărau produse de la ferma pe care aceștia o întrețineau. Un exemplu nemaipomenit de implicare socială și de incluziune în adevăratul sens al cuvântului. Ce ne oferă societatea? Cum sunteți ajutată de autorități? Din păcate, nu suficient de mult. Din fericire, avem aici, pe plan local, o colaborare foarte bună cu autoritățile, dar, din păcate, ceea ce au nevoie acești tineri, și mă refer la aceste centre, nu țin doar de autoritățile de aici, de autoritățile locale. Cumva ele trebuie să vină de la cele centrale și este foarte greu. Noi, părinții, tot am încercat nenumăratele dialoguri pe care le-am avut cu autoritățile, inclusiv cu cei din ministere, cu primul ministru chiar, cu factori de decizie de la nivel național, am încercat să aducem în atenția lor această problematică a tinerilor care rămân singuri, care nu au practic persoane care să-i susțină după ce părinților mor. Și din păcate încă nu am reușit să găsim acea înțelegere astfel încât să vedem demararea acelor centre. Pentru început ar fi foarte utile acele centre gen Respiro. Vă dau un exemplu. Aveam o mămică care, din păcate, a pierdut lupta cu boala, care, suferind de această boală, trebuia să meargă foarte des la spital, să facă anumite tratamente, să facă anumite analize. Fiind singură, nu avea cu cine să-și lase copilul și apela la prieteni sau la cunoștințe era foarte greu. Și iată, astfel de centre de respiro sunt esențiale, pentru că pentru familiile monoparentale formate doar din mamă și copil, atunci când mama are o problemă de sănătate, ca să nu mai spunem de alte probleme pe care le are, dar să punem pe primul plan sănătatea, deci astfel de probleme
nu au un loc unde să-și poată lăsa copiii pentru o perioadă, de o zi, două, trei, de o lună poate. Deci sunt niște mofturi sau niște necesități. Sunt adevărate necesități pe care, din păcate, noi în România încă nu le avem. Care sunt planurile dumneavoastră de viitor? Ne dorim să putem continua cât mai mult activitățile de aici din centru pentru tinerii pe care noi îi avem. Ne dorim foarte mult să ne dezvoltăm și, bineînțeles, să reușim să atingem acel vis de a avea acel centru, acele locuințe protejate în care ei să locuiască și să trăiască. De ce nu să aibă, poate, o activitate în genul unui job, nu? Unde să știe că vin zilnic și fac ceva ce le face plăcere și care se poate materializa, așa cum facem noi cu obiectele pe care ei le confecționează, și astfel ar avea și ei un scop bine definit. Pe plan personal. Pe plan personal, ne dorim să fim sănătoși cu toții, toată familia, să trecem cu bine peste această perioadă care nu este ușoară pentru nimeni și să reușim să ajutăm cât mai mulți oameni, să încercăm să facem această rețea de părinți mai puternică și mai unită. Fiindcă atunci cred că dacă vom fi mai puternici și mai uniți, vom fi și o voce mai puternică pentru copiii noștri. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, în primul rând, să oferi în fiecare zi necondiționat și să fii alături de cineva care chiar are nevoie? Pentru noi, cumva, este firesc ceea ce facem. Nu înseamnă ceva special, nu este un efort deosebit. Așa cum spuneam, credem că poate acesta a fost scopul cu care Robert a venit în viața noastră și încercăm să-l ducem la capăt și pe lângă copilul nostru să reușim să ajutăm cât mai mulți copii. Ne apropiem de sfârșit de an, tragem o linie, cum obișnuim să facem în fiecare an. Cum încheiați anul aici la Ancar? Aici o să încheiem anul printr-un eveniment foarte special și pe care îl aducem în acest an la cea de-a doua ediție. Este vorba despre un eveniment caritabil pe care îl desfășurăm împreună cu dumneavoastră, cu televiziunea Iași TV Live, cu biroul Diaspora din cadrul primăriei Iași și cu prietenii noștri de la Radio Hit. Un proiect prin care noi vom încerca să oferim din darurile pe care copiii noștri le vor crea în această perioadă pentru cei care doresc la rândul lor să facă daruri. Și cu această ocazie, făcând un dar, iată, ajută și un tânăr cu autism să reușească să-și continue terapiile și să vină în continuare la centrul nostru. Ce înseamnă să dăruiești? Poate că mulți li se pare banal, dar ce înseamnă să dăruiești cu adevărat? Înseamnă bucurie, înseamnă firesc, înseamnă omenie, înseamnă viață. Ce înseamnă pentru acești copii darurile pe care ei le primesc? Pentru acești copii, darurile acestea înseamnă speranță. Speranța că mâine va fi mai bine, speranța că mâine vor continua să vină aici la centru, speranța că sunt și ei văzuți ca niște persoane, ca ființe umane care au nevoi, care au drepturi, care trebuie să fie respectate și care trebuie să fie acceptați așa cum sunt ei. Știu că în acest an copiii sunt din nou implicați direct în eveniment. Haideți să ne spuneți cum îi pregătiți în fiecare zi. Deja au început pregătirile. Da, am început pregătirile, confecționăm deja lucrările care urmează să fie oferite celor care doresc să facă donații pentru asociația noastră. De asemenea, o să ne pregătim să le mulțumim celor care ne dăruiesc darurile lor de suflet
să le mulțumim printr-un colind pe care o să-l interpreteze copiii și tinerii așa cum pot ei să o facă, dar o vor oferi această colindă din toată inima lor și din tot sufletul lor. Și ne pregătim cu toți așa cum se pregătesc și ceilalți de sărbători, de pace, liniște și ne dorim să fim cu toții sănătoși și după vacanță să venim cu forțe proaspete. Nu putem să încheiem fără să ne spuneți mesajul dumneavoastră ca mamă, ca președinte al acestei asociații pentru persoanele care trec prin aceleași lucruri pe care le-ați trăit și dumneavoastră la un moment dat. Le doresc să aibă multă sănătate, fiindcă este foarte important, putere, răbdare, dăruire și speranță multă. Cât despre copii, ce mesaj aveți pentru cei? Ei sunt eroii noștri de fiecare zi. Ei au de trecut provocări mult mai mari decât cele pe care le avem noi de trecut și ei sunt mereu puternici, sunt fericiți așa cum sunt și cu siguranță dacă am vrea să-i cunoaștem, am avea foarte multe de învățat de la ei. Cred că fiecare dintre noi în viață am trăit momente mai puțin plăcute sau mai grele în care fie o persoană sau cei apropiați ne-au fost alături. Ce putem să spunem este că cei care doresc să dăruiască din suflet, doresc să fie alături de copii minunați care au o soartă mai aparte, am putea să spunem, și care chiar au nevoie de ajutorul nostru, să sunt bineveniți aici la centru. Sigur că da, să vadă, cu drag. Să vadă o zi ce se petrece aici cu acești copii, să participe poate chiar și la activități. Și la activități, desigur, da. Noi îi așteptăm cu drag. Nu trebuie decât să ne contacteze și să ne spună cu ce doresc să ne ajute. Noi avem nevoie de orice ajutor aici și doar cu sprijinul celor din jurul nostru vom reuși să ne continuăm activitatea. Noi vă mulțumim frumos. Mulțumesc și sperăm să revenim de sărbători, să sărbătorim împreună cu acești copii, să ascultăm colinde. Vă așteptăm cu mare drag. Și să sperăm că cei de acasă care doresc să ofere cât de puțin pot face aici, la centru Ancar din Iași, pentru o speranță în plus pentru acești tineri.